În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Cu ajutorul Domnului vă citi câteva versete din Evanghelia de la Luca. Capitolul 5, începând cu versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucat spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Cum a citit și fratele Cornel mai înainte, Evanghelia de astăzi, Domnul Iisus își alegea ucenicii, pe cei care trebuia să-i pregătească, să vestească Evanghelia, vestea bună a mântuirii neamului omenesc. Și cum a citit fratele Cornel, că Domnul Iisus a ales pe Petru, pe Andrei, pe Iacov, pe Ioan, care erau pescari. Și mai înainte de această alegere, știm că Domnul Iisus a mers la Iordan, s-a botezat, l-a botezat prorocul Ioan Botezătorul și știm că acolo Ioan Botezătorul l-a făcut cunoscut lumii pe Domnul Iisus și a zis: iată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și după botezul Domnului Iisus, Domnul a mers în pustie, a postit 40 de zile și la sfârșit a flămânzit și a venit diavolul, l-a ispitit cu mai multe ispite și la ultima ispită Domnul îi spune: pleacă Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. După aceea, Domnul Iisus a părăsit Nazaretul și a mers în Capernaum. Și în Capernaum și-a ales ucenicii. Primii ucenici, cei patru. Vedem din Evanghelii că Domnul Iisus, când și-a ales pe cei 12 ucenici, nu a căutat printre cei învățați, printre cărturari, farisei, preoți, ci Domnul Dumnezeu a ales oameni simpli, dar oameni harnici, oameni care muncesc. Și cum vedem, pe acești oameni i-a găsit muncind și pe ei a ales. Lui Dumnezeu îi plac oamenii harnici, care să-și câștige pâinea prin sudoarea frunții. Încă de la început, Dumnezeu, când l-a făcut pe Adam, i-a spus: prin sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Aceștia sunt oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun în câteva cuvinte despre oameni plăcuți lui Dumnezeu, oameni harnici pe care Dumnezeu i-a ales. Când în Israel trebuia să fie ales un împărat în locul lui Saul și Dumnezeu l-a ales pe David. L-a trimis pe prorocul Samuel să lungă pe David. Totuși, când a ajuns Samuel în casa lui Isai, a chemat pe toți băieții lui, pe toți în fața lui Samuel, ca să vadă pe care îl alege Domnul să fie împărat. Și pe niciunul din cei care erau acasă, Domnul nu l-a ales. Și
prorocul Samuel l-a întrebat, ăștia sunt toți fiii tăi? Și Isaia a zis, nu, mai am unul, cel mai mic, dar păzește oile. Și adu-l și pe el aici. Și când l-a adus pe David, Dumnezeu i-a zis lui Samuel, acesta este, ungel împărat. Vedem, Dumnezeu a ales pe David, era un copil, era la lucru, el păzea turma cu oi. Și pe el l-a ales, pe David. David, după cum știm din cuvântul Domnului, a fost omul după inima lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din 1 Samuel, din capitolul 16, câteva versete, versetul 11. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul i-a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Și vedem în toată viața lui David, Dumnezeu a fost cu el. Și l-a binecuvântat. Pentru că a fost un om care era după inima lui Dumnezeu. Iar un alt om care Domnul găsește tot lucrând, se numește Gedeon. Și aș vrea să citesc și din Judecători câteva versete, din capitolul 6. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul lui Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâna lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Și mai departe spune că Gedeon a vrut un semn de la Domnul ca să vadă cu adevărat, să fie încredințat că Domnul le-a vorbit. Și i-a zis, Doamne, dă-mi un semn, pun în mijlocul ariei, în mijlocul câmpului, o bucată de lână și dimineață vreau ca tot câmpul, dacă tot câmpul este uscat și lâna este plină de rouă, atunci știu că ai vorbit tu cu mine. Și în noaptea aceea așa s-a întâmplat, lâna era udă, iar tot câmpul uscat. După aceea Gedeon a mai cerut iarăși un semn, Doamne, vreau ca în noaptea următoare, ca lâna care o pun în mijlocul câmpului să fie uscată dimineața și tot câmpul să fie ud cu rouă. Și așa s-a întâmplat. Și Gedeon a mers și a izbăvit pe Israel de Madian. Vedem, în Vechiul Testament, oamenii cereau câte un semn. Astăzi, după învierea Domnului Iisus Hristos, de acum 2000 de ani, oamenii nu mai au nevoie de semne. Pentru că când Domnul Iisus s-a născut în ieslea din Betleem, îngerii Domnului a mers la niște păstori și le-a zis, astăzi vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și le-a zis să meargă să se închine. Și le-a spus un semn, cum să-L cunoască pe Hristos Domnul. Și le-a zis, iată semnul, veți găsi un prunc înfășat într-o iesle. Și cum ziceam, că astăzi nu mai avem nevoie de niciun semn, nici de o minune, pentru ca să credem în Dumnezeu și să fim mântuiți. Semnul cel care îl are fiecare om de pe pământ este Golgota. Este Domnul Iisus Hristos răstignit pe crucea Golgotei. Pentru fiecare om,
Dumnezeu a lăsat un semn pentru mântuirea sufletelor noastre. Și sunt foarte mulți oameni al lui Dumnezeu din Vechiul Testament care atunci când i-a chemat Dumnezeu să fie credincioși lui și să vestească cuvântul lui Dumnezeu, i-a găsit la lucru, lucrând. Și vedem din Evanghelia de astăzi cum Domnul Iisus a căutat niște oameni harnici, niște pescari, care au mers până la marginile pământului și a vestit Evanghelia. Și când Domnul Iisus a fost condamnat la moarte și mergea cu crucea, spune cuvântul Domnului că nu mai putea să ducă crucea și a fost luat un om, Simon din Cirena, ca să-i ducă crucea. Și aș vrea să citesc două versete din Evanghelia de la Luca 23 cu versetul 26. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și au pus crucea în spate, în spinare, ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau și își băteau pieptul și se tânguiau după el. Vedem când Iisus mergea spre Golgota. Mulți erau în urma Domnului. Dar Dumnezeu n-a ales niciunul din aceia. Veneau toți să vadă un spectacol, cum învățătorul din Nazaret este ucis. Cei care strigau, răstignește-l, răstignește-l, mergeau după Iisus să vadă un spectacol. Dar Dumnezeu n-a ales pe niciunul din ei ca să-i ducă crucea, ci un om care venea de la câmp, obosit, probabil cu sapa în spate, l-au luat și l-au forțat să ducă crucea Domnului Iisus. Și a dus crucea Domnului Iisus până la Golgota. Și din toate vremurile, de la Domnul Iisus până la noi astăzi, au fost oameni harnici. Harnici câștigându-și pâinea cinstit și harnici în ogorul Domnului, vestind cuvântul lui Dumnezeu. Cum astăzi este și Duminica Sfinților Români, și în țara noastră sunt foarte mulți sfinți. Eu aș vrea să spun câteva cuvinte despre un sfânt din țara noastră, deși sunt foarte mulți. Cel mai harnic om din țara noastră și cel mai sfânt om este Părintele Iosif Trifa, Fratele Ion Marini, Fratele Traian Dorz și mulți frați ostași și mulți care nu-i cunoaștem, oameni harnici și sfinți care au vestit cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Despre Părintele Iosif, fiecare dintre noi știm multe. Știm că în anul 1923, Dumnezeu Duhul Sfânt, prin el, a format oasea Domnului. Și în primul an, Părintele Iosif avea 10 ostași. După aceea, cum anii treceau, ostașii altau cuvântul lui Dumnezeu prin Părintele Iosif, și erau din ce în ce mai mulți, mii și mii. Și spune Părintele Iosif o întâmplare despre acea moară și piticul de la moară. Și asemana Părintele Iosif moara care este oastea Domnului și apa care învârtea roata morii era Duhul Sfânt. Și pe acea roată de la moară era montat un pitic care părea că el învârte moara, dar moara era, roata îl învârtea pe pitic. Și spune că la început, oastea Domnului era o morișcă mică, cu 10 frați. Dar după 10 ani, acea morișcă a crescut o moară mare. Și spune Părintele Iosif, dar piticul a rămas tot pitic. Și acea moară mare măcina hrană duhovnicească pentru o țară întreagă. Erau mii și mii de frați ostași care s-au întors din calea pierzării, la calea mântuirii, prin cuvântul lui Dumnezeu vestit de Părintele Iosif, prin lumina satelor, prin toate ziarele care erau trimise prin țară la frații. Și aș vrea să spun despre Părintele Iosif că
a fost un om credincios lui Dumnezeu și a suferit ca toți sfinții din Vechiul Testament și toți ceilalți care au fost chinuiți și prigoniți. Pentru că diavolul, când vede că oamenii vin la mântuire, luptă pe orice cale ca să oprească, să oprească pe oameni, să meargă pe calea cealaltă, chiar dacă cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă citesc din Biblie. Și știm cum că în anul 1038 Părintele Iosif a trecut la Domnul, dar oastea Domnului a mers mai departe, prin chinurile comuniste, până astăzi la noi. Și noi astăzi, care suntem la Rustica, suntem urmașii Părintului Iosif, suntem chemați să fim harnici, să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele prin sudoarea frunții și să fim niște oameni harnici în ogorul lui Dumnezeu, să vestim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a chemat Domnul Iisus pe toți ucenicii și i-a trimis în lume să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Când le-a spus, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor, pentru că un om credincios este ca un miel, iar cei necredincioși care nu vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu sunt niște oameni răi. Dar binecuvântați sunt cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu și se întorc pe calea mântuirii prin cuvântul nostru, care putem să-l spunem la un om care nu cunoaște pe Domnul, sau prin felul nostru de a trăi printre ceilalți care nu cunosc pe Domnul. Ferice va fi de ei și de cei care îl vestesc pe Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui și dragostea Lui, pentru că în planul de mântuire suntem și noi. Și noi facem parte din biserica cea vie. Și acolo unde Domnul Iisus ne-a pregătit un loc pentru fiecare dintre noi, să fim cu toții împreună. Acolo unde nu va fi nici plâns, nici lacrimi, nici durere, nici suspin, nici despărțire, ci va fi o fericire veșnică. Pentru aceasta suntem pe pământ, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și să ajungem în cerul Său cel Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul!